Astăzi m-am decis să locuiesc la propriu 24 de ore în mașină. Ce mai vreau să mă ajut să speli mașina. Băi, dar ce bine se iulea cât de aer curat. Vă rog frumos să nu vă uitați, dar voi face un pipi. Am încercat să fac tot ce aș face într-o zi normală, dar nu o să credeți ce s-a întâmplat. Bă, șacalor, ce faceți? Oficial am început challenge-ul de 24 de ore în mașină. L-avem și pe frate meu. Salut, frate meu. Mă. Nu, nu, e ok. Hai, bă. Hai. Hai, gata. Primul lucru pe care îl facem în mașină, ca să putem să stăm 24 de ore în ea, e să punem motorină. Ai mai pudrat motorină pe firmă? Nu. Să mor eu dacă ies din mașină. Rând de cardul de firmă. Vezi că mi-apare tot ce, tot ce cumperi. Și la contabil îi apare. Bună, datule, știi să pui motorină, ai pus vreodată? Am pus, bă, să mor eu de nu. Bă, leu. Claxonat ține. A, tu ai claxonat? Da, eu. Asta este cardul de firmă. Ți-l dau așa ca să nu se vadă, da. Ei, cardul și scrii, notează-ți cuiu pe telefon la firmă, spui când te întreabă de contare, tu îi spui de contare la pompa 1, da? Care și de cât pun? De cât pun? Păi de cap. Ia uitați-vă, fraților, pe prost. Bă, ușor în gâtul, mă. Nu trebuie să dau niciun de la jos, nu de la albastru. Nu! Ce prost. Ăla e blu în gâtul. Fraților, cred că o iau cu capul că ăsta este prea prost, efectiv este prea prost. Nu, ulei litru, tu smut. Alo! Ia uite cum crește, fraților. Un like la videoclip să ne recomande YouTube că avem nevoie, fraților. 9 ulei litru, atenție, de motorină, fraților. Să facem challenge mașină. Vă rugăm, fraților. Ia uitați, fraților, ce avem aici. Suntem pregătiți. Aici ai televizorul, l-am învelit noi. Fraților, avem prima jumătate de oră. Abia aștept să văd cum dorm aici, dar ce mă dorm, fraților. Mă uit la stele, dar cum mă uit la stele. Am luat plapul meu, aici avem plapul meu așternos. Vezi cum dorm, atenție. Un lucru destul de greu pe care am ales să-l fac azi a fost să duc televizorul la reparat. Neavând voi să părăsesc mașina, frate mi-o trebuie să se descurce. Am ajuns la Altex și ar fi bine să repare televizorul, vere. Exact înainte să iasă din garanție. S-a stricat, deci prost, s-a terminat, fii atent. Am învelit aici televizorul, te descurci să le singur. Bă-lău. Măcar du-te vorbești cu un... Dacă scapi, ce faci? E televizorul tău de acasă, eu am acasă televizor. Vezi că pleci, poate fac cu schemă. Eu îți fac de aici așa, schema 314. Bam. Op, da, bravo. Eu zic să te duci să vorbești cu un customer service. Bă, haide! Eu mă bag la un film. Capătă. Bă, vere, e greu tare să nu poți să ieși din mașină. Adică e fain, mă bucur, adică dacă stăteam în gol, era iurea rău, dar așa în Volvo e mult mai bine, dar e greu să trebuiască să ai treabă și să depinzi de un atac ca frate mi. Ia, vine prost, vine prost. Bă, ia bă televizorul, ce faci? Măsule, că stai că am mers acum așa, sunt două variante. Ori îl lăsăm aici și durează mai mult până îl trimitem în București, dacă nu mergem direct la sediul ăia acolo unde repară și e mai rapid. Bosule, să-l mai plimb o dată. Bosulică, unul car, altul pliv. Bă, fraților, pune aici. Fraților, că accelerez de ajung în. Vă place iarna, că nu mai suport iarna, fraților. Nu-mi place. Bă, soare de ăsta, fraților, la ora 10:14, fraților, și la 16. Ce moldoveni. Și la 16 se întunecă. Nu mai suport. Trebuie să duc și televizorul și mi-e foame de mă pe frate meu. S-a dus televizorul, l-am dus la un alt servis, mă rog. Acum s-a venit the classicul care există pe planeta asta, și anume în Bacău, unde vine tot băcăuanul, și anume la Mac. Bă, mie nu prea-mi trebuie Mac, că n-am mai mâncat de foarte mult timp și mi-e așa un pic grețușcă. Măcar te duci până acasă, mi-aduci mie niște mâncare. Vrei? Da, facem așa. Acum n-am dat o înghețată. Deci am măcar te cinstesc eu cu înghețată când m-ai ajutat. Te mai vreau să mă ajut să speli mașina. Bună ziua. Ce înghețată aveți? O secundă. Am o surpriză. Bine, atunci să fie, vă rog, un McFlurry cu ce combinație zic aveți? Ciocolată caramel sau tocșel. McFlurry avem cu milka ca crocant. Așa, da. Așa, mă iertați, n-am auzit. Cât de țăran fost pe plăscare la 1 la 10? Vezi, mă, că ai fost mai multe muturi, ne zic până aici pe mă iertați, n-am auzit. Pentru fratele meu înghețat, eu nu mai mănânc dulciuri, dar ăsta mănâncă. A, mersi mult de tot, zi frumoasă. Pardon, ce tare arată. Dar ți-o pus că știa că vine Nic, bă, da, bravo. A, uitați ce fericit e, frate. Dar uitați la ce priveliște l-am adus. Wow, mare, pop, ce romantic, ești frumos. Imaginați să combine o gagică, zic, hai că... Știu eu un loc. Și o aduce aici pe gagică, dar pe bune. A, păi, dar într-o oră deja până mănânc se înserează. Mergem și facem pat în spate. Pornim laptopul, uite la un baban, la un filmam baban. A venit timpul să spălăm și mașina. Eu m-am pus deja în spate că nu se mai poate veri. Așa că, frate meu, o să ne mai fac o favoare și o să ne spele mașina. De fapt, trebuie să mergem să luăm apă de la izvoraș, fraților. Ia uitați câte am aici pentru apă, fraților. Ia vezi, Johnule. Fraților, vreau și eu să pășesc o leacă, dar nu se poate. Oi, dar ce bine se iau leacă de aer curat. Dar ce este cu gălăgia asta aici? Ia. Eu cred că să ai mai bun videoclip cu gen, frate Mislavul meu, 24 de ore, 2, asta la vista. L-am rugat pe frate meu să aibă grijă când spală mașina să nu o lovească cu firul de la jet. Ca drept dovadă... Bă, nu dau gâtul, mă, ticu! Menința asta, morții, mă, ticu, mi-ai vopțea!
Bă! Ai grijă, ești prost! Denis, fii rumor! Fii rungătumete! Bă, vreau să ies din mașină, nu mai pot, mai pot. Bă, este... Bă, deja, bă, frate, mi-e este efectiv. Este prea prost. Bă, gât! Follow pe Instagram, Denis, și fac 7, vă pup. Ia zi, mofturosul, ești bine acum? Da, dar m-a enervat rău. Am răgușit, ești prost, am răgușit, fraților. Uite, dovadă că izolare foarte bună la mașină, că nu se aud. Fraților, am impresia că frate Mișo scăpa ceva pe jos. Haideți să vă arăt. Am impresia că frate Mișo scăpa ceva pe jos. Ce s-a întâmplat? Și-a scăpat ceva pe jos? Ce? Ești minor încă la ta. Nu m-am uitat. Imaginează că mergi cu gagica toată seara la o plimbare și îl vezi pe unul care îl filmează pe unul că stă așa în mașină. Ce faci? Bă, dacă l-aș vedea într-o mașină de genul... Și vezi că comentează la tine, dar nu ies. Bă, du-te, bă, morții, mă, tii, bă. Bă, du-te, bă, morții, mă, tii, bă. Ești un sclav, te bat, bă. Ești prost, te bat, te ca. Da, și după vine la și zgâri toată mașina și tu ce faci că tot nu ești din mașină? Nu poate, bă, bă, da, poate zgâri mașina. Care cască? Eu îmi iau aceste bidoane și mi-ajung vreo săptămână, frate. Mai bea vreo 3 litri pe zi. Ce fac eu în loc să învăț pentru permis? Ratat, eu măcar te iubesc. Fraților, uitați cum aproape ating și eu. Mamă, Snick, de unde ai luat acești sneakers? E, dacă tot ați întrebat de pe Foodshop cu codul Snick 10% reducere. Ăștia frumoși ăștia, fraților, de pe Foodshop cu codul Snick 10% reducere. Da pe ăia de aici, un picioare de Denis. Coincidență, de pe Foodshop cu codul Snick 10% reducere. Dă o gură să moară măsa, dacă nu, fraților, apă de la izvoraș. Voi realizez, frate, că în fiecare zi beau aproape câte 3 litri. Și azi n-am băut aproape deloc, pentru că am fost cu mașina și n-am avut apă în mașină. Eu un Golf mai țineam în portiera apă, știți? Dar asta nu țin vericos, mai așa jumătate la 100 din bateria camerei. Frate, a venit timpul. Tipu, bă, ascultă, pot să te sun dacă am nevoie de ceva, mi-aduci, te rog frumos. Rogi un prieten, că acum aveți tot permis. În caz de... Noapte bună, sau mă rog, hai că noapte bună dacă e. După plecarea lui frate meu oficial, o trebuie să mă descurc singur. Pentru că începea să fie deja târziu, m-am decis să mă duc într-un loc lângă pădure ca să pot înopta acolo. Mergem și cu camera frumos, direct, fază lungă, să ne palmăm la somn. Acum, dacă ne și ajută bunul Dumnezeu să trecem fără să stricăm mașina și jantele, da? Doar de ce avem modul off-road, nu? Hai Dumnezeule, nu mai pot, ești prost. Bă, de veri, dar am loc să fac flotări în mașină, ești prost, că de... Bă, deci am o telecomandă de la... Hai să ne aranjăm o leacă casa, frumos, da, bravo. Oh, da, bine, mâncărescu. Aaa, mi-au curs alat-o aia cu capul. Se pare că 24 de ore challenge îți lasă chestii pe cap, fraților, că o iau cu capul. Ia să fac un story. Bun, fraților, ia să vedem. Ce avem aici? Cartofior. Atenție, fraților, mi-e foarte foame. Îmi pare rău de felul cum, da. Sper că nu este salată cu aia cu capul. Îmi pare rău că vorbesc cu gura închisă, trebuie să produc content, înțelegeți? Mașina asta nu se plătește singur. Trebuie, fraților, să o folosim de toți banii. Atenție, fraților, bine. După atâtea ore, îmi vine să supăr, fraților. Să supăr. Vreau să știu ce mai fac. Cum îți vezi nesile? Cu cine stai la o cafea? Cum îți petrezi zilele? Ce faci în lipsa mea? Este foarte important, chiar dacă ești în mașină, niciodată să nu-i să vă faci, să-ți faci antrenamentul. Așa că asta vă faci acum. Refuz să cred că pot să fac flotări în această mașină, frate, ești prost. Frumos, antrenament, dar scurt, bravo. Bă, este ireal că pot să fac antrenament în mașină. Ia vezi aici, ajunge, frumos, tu. Mamă. Oh, frumos aici, frumos. Mă rog, n-avem foarte mult loc, da? E de ajuns că-ți faci niște abdomene, frate. Bam. Frumos, nu avem loc să lovim, dar măcar întâi de mâna, știți? Repetăm. Frumos, lucrăm piept, bine. Hop, bine. Cât îmi permite locul, bine. Hop, bine. Bine, hop, bine. Hop, bine, am luat-o cu capul. Și Niculeț, bine. Fraților, m-am cam plictisit. Cred că o să mă uit la un film, măcar am apă. Măcar am apă, fraților. Îmi pare rău pentru ce o să vedeți, fraților, dar trebuie să vă gândiți. Legea junglei spune că mănânci sau ești mâncat. Așa că acum, în momentul ăsta, ori tichiș, ori ești chișat. Vă rog frumos să nu vă uitați, dar voi face un pipi. Fraților, uitați ce pisicuț a venit, fraților, uitați cum se dă la mine și eu n-am voie să mă dau din mașină. Uitați, fraților, ce prietenoasă este cu mine, ce o iubesc. Fraților, dacă vrea această pisică, eu voi lua acasă. Dacă stă lângă mine aici, 24 de ore, voi lua acasă, fraților. Fraților, deja avem vreo 9 ore în mașină. Acum cam gata. Cred că pornesc să mă uit la un film. Bam, frumos, un film corespunzător, intrăm acum. Bam, ne conectăm aici, frumos, la Snick. Deschidem frumos Netflix-ul, sper să meargă, că pe telefonul prea merge. O, merge. Ia scriem Jason. Ia Jason Statham. Mamă, frumos, Jason Statham. După terminarea filmului trebuia să mai trag de timp să mă ia somnul ca să pot adormi direct. Așa că m-am schimbat în pijamale și am început să butonez telefonul aiurea. Bă, dar ce somn îmi este. Ce somn îmi este, nu mai pot. Uite, uite-mă poza la doamna mea. Vă rog, zâmbiți, ia.
Sper că ați zâmbit. Fraților, dar diminunii stau aici. Problema e că s-ar putea să îngheț. Mamă, veri, să vezi că am uitat să-mi iau pernă. Mi-am adus de toate, dar nu mi-am adus pernă. Se filmează, stau în mașină 24 de ore. Oare dacă îl sun pe frate meu să-mi aduc o pernă, mi-aduce? Auzi, frate meu, te pot ruga ceva din toată inima mea? Mi-a adus și mie o pernă, te rog frumos. Te rog, eu rog un prieten al de-a tău că nu mai pot, vreau să mă culc că n-am pernă. Te rog, te rog. Mi-a adus și pierna. O să mă schimb în pijamale de bărbat, pentru că mi-am luat pijamale cu mine. Nu sunt un ipocrit să dorm fără pijamale, da? Sau în hainele cu care am stat. Asta fac doar atații, eu mi-am adus pijamale, bă. Gata, suntem gata de somn. Dar dacă îmi sun nevasta pe FaceTime, răspunde? Știți că dacă ar fi cineva cu pistolul la capul meu și mi-ar spune că, bă, nu te omor, dacă sun pe cineva și nu-ți răspunde, aș suna-o pe gagică mea, oricând. Oricând, oricând. Baby, mai știi că am zis, mai știi că am zis că dacă ar fi cineva cu pistolul la capul meu și mi-ar zice, bă, nu te împușc dacă sunt pe cineva și nu-ți răspunde. Ia, ghicește pe cine aș suna. Da, da, o să zic, hai că-ți mai dau așa și fani, bă, unde ești, la spa. Ce tipul cu YouTube, unul cu vloguri, unul cu Minecraft, unul cu Discovery. Da, baby, poate văd ăștia de la Volvo ce challenger fac în mașina lor și mai dau una, nu? Fraților, pisicuța încă este. Și mă așteaptă, cred că o iau acasă, nu se poate, cred că o iau acasă, m-au slujit-o. M-a așteptat aici o oră, frate, cu portbagajul închis. Oh, ce drăguță e pisicuța. Frate meu! Frate meu! Bă, mai am 1%, bă! Fraților, deci frate meu chiar mă iubește, atenție! Ce faceți, bă? Bine v-am găsit în mica mea locuință! Dacă cumva vreodată, ferească Dumnezeu să te sun să nu vii să mă iei, oriunde aș fi, în capăt de lume ai fi, ai venit după mine. Mă jur, oficial acum, da. Nu am naști, păi tipul, ne-auzim atunci. Hai, greși, ne-auzim. Frate meu chiar a fost frate rău. Mi-a dus efectiv pernița. Dar probabil oricum o să trebuiască să mă trezesc să pornez motorul și încălzirea. Bărbați, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Niculeț, că să creșteți Instagram-ul, fraților, că brandurile nu se mai bagă pe YouTube. Degeaba sunt YouTuber, fraților. Toată lumea se mută pe Insta. Hai, ne mutăm și noi pe Insta, fraților. Vedeți că m-ați urmărit. Dacă vreți să mai facem acest gen de videoclipuri, mă uitam acolo, scuze. Până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu m-am pupat. Noapte bună. Pa, bă!